Operatorul SECE Apa Prodeza-Deva a emis peste 2700 de somații de debranșare a hunedorenilor de la rețeaua de apă, care au restanțe mai vechi de 45 de zile. Cele mai multe somații sunt în zona Hunedoara, unde depășesc 1000, urmată fiind de zona Deva cu peste 600 și zona Simeria cu aproape 500 de somații emise. Au fost emise în total 2770 de somații de debranșare pentru utilizatori din toată area de operare a Apa Prod, care înregistrează debite mai vechi de 45 de zile către societatea noastră. Această acțiune de debranșare a fost anunțată încă de acum 2 săptămâni, atât prin mass media, cât și prin site-ul propriu și rețelele de socializare. În total au fost emise 2770 de somații de plată, după cum urmează. În zona Deva, 610 somații. În zona Simeria, 489 de somații. În zona Călan, 120 de somații. În zona Hunedoara, 1088. În zona Brad, 244 de somații. În zona Gioage, 88. Și în orașul Hațeg, 131 de somații. Oamenii pot achita aceste facturi fie la caseriile societății, online pe site-ul APAPROD sau prin celelalte metode de plată afișate pe site-ul societății. Potrivit reprezentanților APAPROD, pentru a putea beneficia din nou de serviciul de alimentare cu apă potabilă, utilizatorii trebuie să achite integral debitul restant și taxa de rebranșare în valoare de 150 de lei plus TVA.